În momentul în care vorbești despre viitorul cosmic al României sau al unei anumite țări, toată lumea înțelege că asta înseamnă a trimite oameni în spațiul cosmic. România participă de mult la programe spațiale. Este integrată complet în programele europene, în Agenția Spațială Europeană. Participă la programe ale Comisiei Europene, dar nu la programe pilotate. Programele pilotate din tot întregul de programe spațiale reprezintă în jur de 7% pentru fiecare stat. Unele țări au mai dezvoltate aceste programe, altele mai puțin. Să nu uităm că în momentul de față capacități de a lansa oameni în spațiul cosmic au doar Federația Rusă și China. Statele Unite vor avea în curând, au avut până în 2011, când a rămas la sol naveta spațială, și vor avea în curând. Dar doar aceste trei națiuni lansează oameni pentru a putea zbura în spațiul cosmic. Trebuie să fie integrat într-un program complex cu aceste state. Agenția Spațială Europeană, din care facem parte și noi, este integrată în programele acestea spațiale, dar stă la coadă pentru a lansa oameni. Astfel s-a ajuns o situație, spune, de criză, în care în ultimii ani doar câte 2 europeni pe an au reușit să ajungă în spațiul cosmic. Desigur, avem speranțe. Nu într-un viitor foarte apropiat, dar avem speranțe că vom mai trimite oameni în cosmic.